Bun găsit, stimați telespectatori și dragi prieteni ai emisiunii Cafeneaua Spirituală. Astăzi o să vorbesc despre un subiect care consider că este foarte important, și anume despre purificarea, una din cheile sănătății și longevității. Pentru că multe persoane nu știu ce înseamnă purificarea și nici nu se purifică poate niciodată în viața lor. Oamenii cred că obțin energie din medicamente, din alcool, din ceaiuri, din tutun sau băutură coritoare, energizante, dar acestea sunt niște obiceiuri rele, iar prin aceste obiceiuri otrăvurile încep să se colecteze în diferite puncte ale corpului și apasă pe nervii corpului, provocând suferință, durere. De asemenea, oamenii nici nu vor să-și asume vina pentru că sănătatea lor se degradează. Ei consideră că au răcit din cauza că au stat în frig sau că au muncit prea mult sau sunt bolnavi pentru că au lucrat prea mult, sunt bătrâni și din cauza asta sunt bolnavi, din cauza bătrâneții, dar nu este chiar așa, ei se înșeală foarte mult. Numai noi suntem responsabili de suferințele tăi și trebuie să ne asumăm această responsabilitate pentru suferințele care le avem și pentru bolile care le avem, pentru că nu știm ce să facem. Și astăzi o să vorbim despre câteva metode prin care putem să ne recapătăm sănătatea și să avem o viață lungă chiar. Da. Este foarte important acest subiect al purificării, în primul rând că purificarea reprezintă prima etapă în orice proces de vindecare. Chiar și noi, ca gesturi exterioare, atunci când ne pregătim pentru o sărbătoare, știm foarte bine că mai întâi facem curățenie în casă. Așa cum facem curățenie în casă, ar trebui să facem curățenie și în propriul nostru organism. Este un subiect acesta și de actualitate, mai ales că acum suntem în postul Crăciunului și foarte mulți dintre noi creștinii respectăm acest post al Crăciunului, care ne pregătește pentru sărbătoarea magică a Crăciunului. Data viitoare vom vorbi despre magia sărbătorilor, dar până atunci, astăzi vom vorbi despre purificare. Era bun dacă vorbeam mai la începutul postului despre post, pentru că acum e aproape de sfârșit postul. Nu-i nimic, și de obicei, cum postesc eu țin un post negru la începutul postului. Da. Adică un post negru cu apă. Da. Un post de 7 sau 10 zile. Pentru că m-am obișnuit cu acest regim și mă simt foarte bine. Este foarte bine și pentru că tot ți-am dus aminte de postul cu apă, aceasta este cea mai eficientă metodă de purificare. De ce? Pentru că îi dăm posibilitatea organismului să-și regleze singur energia și elimină toxinele în timpul postului cu apă, se elimină toxinele de care organismul nu mai are nevoie și când vorbim de toxine nu vorbim numai de acele substanțe care ele la nivel intrinsec, adică ele însele sunt toxice, organismul elimină în procesele de purificare și substanțele nutritive care în mod normal noi avem nevoie de ele, dar ele sunt în exces. Și atunci organismul permanent își reglează homeostazia, astfel încât permanent toate elementele din corpul nostru să fie în echilibru, pentru că echilibru reprezintă de fapt starea de sănătate. Ați vorbit de așa zisele excitante, cele care ne dau impresia că ne energizează, alcool, tutun, cafea și tot felul de alte energizante. Acestea nu sunt energizante propriu-zise, ele nu aduc un aport energetic, ci tocmai ne consumă energia. În schimb, de unde avem impresia aceasta de energie? De fapt, e vorba de mintea care se excită sub influența acestor substanțe și ne dau impresia că avem mai multă energie când, de fapt, aceste substanțe ne fură din energie. Este ca un bici care îl folosim după aceea care ceri. Este excepțională această comparație pentru că așa este. Da. Dar de ce este important calitatea apei?
pe care o folosim. În primul rând, nu o să avem timp să dezbatem foarte mult problema aceasta a apei, dar este foarte, cred că toată lumea știe că este foarte, cât este de importantă apa în organism, mai ales că 75% din corpul nostru este alcătuită din apă, e vorba de apă structurată și de apă liberă. Este extrem de important să ne hidratăm și hidratarea este foarte importantă. Simpla hidratare corectă a corpului nostru fizic și când vorbim de hidratare corectă, vorbim de cantitatea apei, care trebuie să fie de cel puțin 2 litri, 2 litri și jumătate pe zi, astea în condiții normale. În condiții de boală, apa, cantitatea de apă poate să crească. Mai mult decât atât, este vorba de calitatea apei. Cea mai bună apă de băut, bineînțeles, toată lumea cred că știe, este apa pură de izvor. Toate cele apă, inclusiv apa îmbuteliată în recipiente de plastic, nu este foarte corespunzătoare, mai ales că dăm și foarte mulți bani pe ea. Este o apă moartă, apă stătută. Este o apă stătută, este o apă moartă. Poate că nu are atâta clor cât, da, nu, cât are apa de la robinet. Nu are clor, nu are flori, nu are alte metale grele, nu are... Da. Ar trebui să, într-adevăr, este un efort ca să facem rost de această apă pură de izvor, mai ales în cei de la oraș, dar ne putem deplasa, putem face o excursie în fiecare sfârșit de săptămână să ne procurăm această la un izvor care are apă. O apă mai puțin dură. Da, și mai, da, da. Eu am consumat până de curând apă de la un izvor și am aflat între timp că era o apă suficient de dură și atunci oraș, am renunțat la ea de pe lângă oraș. Acum să ne dezvăluiți dumneavoastră de unde luați apa, pentru că știu apa. Că mi-a spus data trecută. Da. Și... eu merg cam la 2-3 săptămâni și iau apă de la un izvor care este... lângă complexul Marcel, da, pe lângă, facem reclamă, este o localitate dar, izvoare da. Pe acolo. Nu fac reclam la complex, nu. Da. Localitatea izvoare și chiar acolo sunt niște așa, izvoare. Nu știu cum se numește, dar știu și eu acel izvor. Pe timpuri luam și eu apă de acolo. Este extrem de importantă, deoarece, în primul rând, și asta am citit, au fost chiar studii științifice în acest sens, apa previne, hidratarea corectă previne, ceea ce este extrem de important și ar trebui să reținem toată lumea, previne bolile degenerative ale creierului, de tip boala Parkinson, Alzheimer, demențele senile. Deci simplul fapt că ne hidratăm corect putem preveni aceste boli și acest lucru este demonstrat științific într-o universitate din America, un medic a cercetat acest lucru și mi se pare extrem de important. Nu este atât de greu, deci iată un gest simplu pe care îl putem face pentru a preveni și știm foarte bine cât este de importantă prevenirea bolilor și nu tratarea lor. Pentru ca să ne purificăm, sunt mai multe metode. O metodă ar fi și să mâncăm alimente alcaline, cât mai multe. Deci eu mă refer la, când spun alcaline, mă refer în principal la legume și fructe, pentru că majoritatea sunt alcaline. Și chiar dacă unele dintre ele sunt acide, dacă mâncăm numai fructe și legume, atunci respectăm conținutul de... acest baze corespunzător în corpul nostru. Și altă metodă ar fi prin post cu sucuri, da, sucuri de fructe, de fructe sau de legume. Proaspete, da. Și, cum am mai spus, postul numai cu apă, pentru că ăsta are cea mai mare putere de a vindeca. Chiar de a vindeca, cred nu numai de a curăți. Postul cu apă ar trebui să-l numim regina metodilor de purificare. Da. Bineînțeles că sunt foarte multe metode și prin exerciții fizice, prin respirație, simplul aport al oxigenului în organism, oxigenul participă la reacțiile de reacțiile de ardere din organism, iar știm foarte bine că prin ardere se ard inclusiv toxine. Dar în zilele noastre suntem bombardați de foarte multe otrăvuri, mai ales din aer vin o mulțime de toxine și aceste otrăvuri nu se pot elimina
chiar și în alimentele care le consumăm, sunt o mulțime de chimicale, pentru că acum omul este foarte comod și stropește orice cu pesticide, da, cu insecticide. Pentru a obține randamente cât mai mari în agricultură, se folosesc tot felul de pesticide, îngrășăminte chimice, în primul rând pentru a obține profituri cât mai mari. Asta este boala secolului Nu știu dacă trecut, ai văzut că sunt la magazine, sunt fructe care sunt acoperite, sunt foarte lucioase și sunt acoperite cu un strat de ceară. Ceara respectivă este un produs petrolier. Da. Deci se elimină foarte greu, sau poate nu se elimină. Mai ales se vorba de fructele aduse din import, gen banane, ca să țină portocale, și ca să nu se degradeze. Da. Uite ce spune referitor la un post care l-a ținut, am mai vorbit despre Paul Bragg, un mare postitor, cum îi spun eu, care a scris cartea Miracolul, Postul un miracol, și el spune că am ținut un post de 21 zile. În a 19-a zi am simțit niște dureri puternice în vezică și când am urinat am simțit că prin mine trece o apă foarte fierbinte. Am dus urina la laborator și a conținea DDT și alte pesticide. Da. O puternică senzație de energie a umplut corpul meu după eliminarea acestei otrăvi. Albul ochilor mei era clar ca zăpada proaspătă, iar corpul meu devenise mai viu, colorat și străbătut de o energie deosebită. Deci mulți oameni întreabă dacă prin post se vindecă de o boală. Dar nu postul este cel... Să spune că poate postul, dar natura, lași natura să-și facă treaba, nu? Organismul se vindecă singur. Într-adevăr, trebuie să precizăm că aplicarea acestor metode de purificare nu sunt întotdeauna foarte plăcute. Nici atunci când facem curățenie în casă nu ne place că răsturnăm și dăm toate lucrurile de la locul lor și trebuie să aspirăm, măturăm, ne umplem de praf mai întâi și așa mai departe. Păi oamenii ar trebui să știe, pentru că le frică, când simt niște lucruri care se întâmplă în organismul lor și la început te simți foarte prost. Procesele de purificare sunt însoțite, pot fi însoțite și de anumite dureri și poate că unii se descurajează să se spună, păi dacă mă doare capul și am migrenă în timpul postului, renunț la post pentru că postul e de vină. Nu este adevărat. Dar postul... ei se sperie, zic că le face rău postul. Da, nu? Zic nu că se curăță organismul. Da. Asta este marea greșeală pe care probabil că o fac unii și într-adevăr, la început, procesele de metodele de purificare pot fi neplăcute. Dar dacă depășim acea barieră a minții care ne spune că nu ne convine, nu ne place, după ce se elimină din organism cea mai mare parte a toxinelor, cei care reușesc să depășească acest prag, să zicem, al neplăcerii, ulterior se bucură de toate beneficiile pe care le aduce postul, care sunt o stare de claritate mentală. Chiar dacă noi acționăm asupra corpului fizic, știm foarte bine că toate corpurile noastre subtile au legătură cu corpul nostru fizic și o acțiune de purificare la nivelul corpului fizic reverberează și are efecte și în corpurile subtile și invers. Știm foarte bine că preoții noștri spun postim alimentar, dar trebuie să facem și un post al minții, al emoțiilor negative. Trebuie să și gândim frumos în timpul postului și pozitiv, optimist. Și așa mai departe. De ce? Pentru că și gândurile noastre, emoțiile noastre negative, am discutat acest lucru toxine. De nenumărate ori, produc toxine care în final se, să zic așa, se reflectă și în corpul fizic. Deci este foarte importantă și această stare de puritate a sufletului. Da? Purificarea are legătură cu starea de puritate. Dar se referitor la... faptul că postul este natural, observați animalele când se îmbolnăvesc. Ei nu mai mănâncă. Deci noi ne-am pierdut acest instinct. Nu, dar și noi când suntem bolnavi nu avem poftă totuși, de mâncare. Totuși, când suntem răciți, mâncăm din obișnuit. Simțim nevoia mâncăm să ne hidratăm. Poate, da. Nu? Da. Ce facem noi cam prima oară când suntem răciți? Stăm în casă, ne odihnim și bem ceaiuri. Cam asta este obiceiul nostru. Într-adevăr, nu este bine atunci când suntem bolnavi să mâncăm foarte mult, deoarece încărcăm organismul cu... alimente, deci procesul de digestie alimentelor, am vorbit data trecută, că ne consumă energie. Da, să mai dau un exemplu din cartea Postul un miracol. Așa. Am călătorit de curând cu vaporul, spune Paul Bragg.
Pasagerii erau hrăniți de zi dimineața în saloanele lor. Apoi, după vreo oră, urma o nouă îndopare cu slănină, jambon și ouă, cârnați, pâine prăjită, gem, jeleuri, cartofi prăjiți și mulți litri de cafea și apoi gustare pe punte, la ora 11. S-a servit apoi un prânz bogat la ora 13. După amiază, la ora 16, ceai cu paste făinoase, lipicioase, apoi cină imens la ora 19, iar la ora 23, gustare rece destul de mare. Mă crede sau nu, am mormântat 9 persoane în mare timp de câteva săptămâni. Toți au murit din cauza autointoxicării. Atunci când mâncați peste măsură, încurajați fermentația și putrefacția. Stricați armonia și favorizați dezvoltarea milioanelor de microbi în intestinele dumneavoastră. Deci, concluzie cam sumbră, o poveste cam sumbră. Da. Să nu uităm totuși. Dar așa mănâncă mulți oameni. Da, cam așa, ne încărcăm inutil. Și am vorbit data trecută despre alimentație. Aș dori să amintesc și despre rolul foarte important al spovedaniei, al împărtășaniei și al rugăciunii. Rugăciunea are un efect purificator, în primul rând asupra emoțiilor și asupra gândurilor noastre și au efect și asupra corpului fizic. Mai sunt tot felul de metode, terapia cu culori, muzicoterapia, exercițiile fizice, gen asane. Astea sunt metode de vindecare, dar nu-s de curățire și... prin post sau prin, nu-s de eliminare. Pentru că eu vreau să vorbim mai mult de post. Da, asta da. Le-am trecut în revistă. Uite ce se revistă. Mai întâmplă, am vorbit înainte de emisiune. Am amintit de aceste lucruri, de aceste metode, pentru că ele, prin creșterea frecvenței de vibrație, ajută și la purificare. Ei, în o să vorbim poate de altă dată. Da. Dacă ne uităm la oamenii care merg pe stradă, observăm că majoritatea dintre ei, mai ales cei în vârstă, au toate încheieturile rigide. Deci picioarele, coloana vertebrală, gâtul, capul. Da. Ei, din ce cauză au aceste probleme? Este vorba de depunerea acidului uric la nivelul articulațiilor. Este așa numită boală gută, se numește. Acidul uric este vorba de... acidul uric reprezintă produsii de catabolism ai proteinelor, care sunt, e vorba de acid uric, creatinina și urea. Dar acidul uric în special se poate depune la nivelul încheieturilor și vorbim de cei care mănâncă foarte multă carne, ei au predispoziția, sau care mănâncă multă sare, dar ei au predispoziția spre depunerea cristalilor de acid uric. Și într-adevăr, ele pot bloca articulațiile și așa mai departe. Dar nu știu de ce ați amintit despre asta. Eu am văzut mulți oameni bătrâni care aveau probleme cu picioarele, în special și cu coloana, și nu puteau să mai meargă. Dar eu constatam când mergeam la ei, la rude mai ales, când dădeau să mănânc ceva, o mâncare foarte sărată, nu puteam să o mănânc. Da. Și atunci eu spuneam că nu pot, nu mi-e foame sau găseam un motiv ca să nu mănânc, dar le spuneam că nu este bine să mănânci așa sărat. Da, am vorbit despre sare data trecută. De ce am spus asta? Că dacă observăm un copil de 10-12 ani, vedeți ce sprinten este, cât de flexibil, cât de elastic, iar oamenii în vârstă spun că ei nu pot pentru că nu mai sunt copii. Dar ce legătură are bătrânețea cu lichidul ăsta sinovial care este la încheieturi, nu? Și face ca ele să fie mai elastice. Deci acest lucru se poate face tot prin post, eliminarea acestor otrăvuri din organism care sunt la încheieturile noastre. Nu se curăță? Sigur că da. Apa, de fapt, dizolvă. Apa este solventul universal care poate dizolva foarte multe substanțe, printre care și să sperăm că este și acidul uric. Acum nu vă pot da foarte multe amănunte în sensul ăsta, dar este adevărat oricum. Dar eu am... o vârstă trecut de 60 de ani, ca să nu spun exact cât am, și mă mișc foarte ușor, nu am nicio problemă, nu mă dor încheieturi, nu am reumatism, nu am nicio problemă, din cauza că eu postez foarte, cel puțin două ori pe an postez posturi de 7 sau 10 zile. Da. În afară de asta, mai practic și anumite exerciții. Fac și asane din yoga, fac și exerciții tibetane, fac și anumite masaje. Și acestea mă mențin foarte elastic. E foarte bine că dați exemplul personal, pentru că este și cel mai convingător. Da. Felicitări. Acest medic care a studiat bolile degenerative a spus că
să zicem așa, cel mai bine este să postim de două ori pe săptămână, să ne alegem două zile pe săptămână în care să facem post negru. Recunosc că până acum eu posteam doar o zi pe săptămână și mi-am propus... Este bun și o singură zi, dar și un post mai lung, cel puțin un post mai lung pe an. Da, o să mă străduiesc să aplic. Dar este foarte important o zi pe săptămână, de 24 sau 36 de ore. Da, cel mai corect, da, 24 sau 36, adică de seara până... Până a doua zi, până cealaltă zi dimineață. A treia zi dimineață, da. Da, da. Da, este 36 de ore. În antichitate se cunoaște cazul lui Pitagora, un mare filozof și un iluminat, care el îi obliga pe ucenicii săi să postească 40 de zile numai cu apă, înainte de a fi inițiat. Cunosc persoane care au ținut post de 40 de zile și... De asemenea și Pitagora, când a mers la piramide din Egipt și a vrut să capete inițierea în piramidă, i s-a propus să țină un post de 40 de zile, pentru că el nu ținuse niciodată numai cu apă. Și el a refuzat la început și a spus că dacă nu ții postul, nu intri în piramide. Și atunci a fost obligat. Deci, după aceea și-a dat seama, după ce a simțit efectele postului, că, într-adevăr, fără postul ăsta nu se... Deci mintea să putem primi o inițiere, ca să putem primi ceva, trebuie să avem o structură foarte pură. Da, corect. Dar fiindcă timpul nostru se apropie de sfârșit, mai avem 3 minute, puțin despre importanța sistemului limfatic, despre limfă în organismul nostru, pentru că eu cred că... Acest sistem este cel care are ca rol principal drenarea substanțelor nefolositoare, inclusiv a toxinelor din organism. Așa cum rețeaua noastră de apă, primim printr-o conductă apa care vine de la robinet, dar este rețeaua cealaltă a eliminării apei, cum se numește, apa menajeră. Deci sistemul limfatic comparativ ar fi acel sistem de canale prin care eliminăm apa menajeră și o ducem la deci canal. Sistemul limfatic este asemănător sistemului sanguin. Da. Este paralel sistemului sanguin. Numai că sistemul limfatic nu are o pompă, nu are o inimă, cum are sistemul circulator. Și atunci noi avem o inimă pe care nu o folosim. Ce vă referiți? Mă refer la diafragmă. Deci respirația profundă acționează asupra diafragmei și face să pompeze limfa. Deci poate să... De asta este foarte important rolul respirației abdominale. Da. Și nu asta, cred că simplele exerciții fizice drenează limfa. Sunt și multe exerciții. Există masajul limfatic special care drenează limfa, da. Da. Era, bun de spus, și un regim alimentar care poate... Eu mi-am notat aici câteva lucruri. Să nu uităm totuși că sarea este un element care absoarbe anumite tipuri de energie. Știm că cristalele se purifică prin sare și cristaloterapia este o metodă de purificare. Să nu uităm, mi-am notat aici tămâia care iarăși purifică mediul ambient, uleiurile volatile care iarăși purifică. Dintre plante aș aminti busuiocul, de care știe toată lumea, nu întâmplător preoții noștri din biserică folosesc busuiocul. Salvia iarăși este o plantă excepțional de benefică pentru toate procesele de purificare. Dar să mai spun și eu, deci despre regimul meu alimentar. Așa. Deci eu dimineața mănânc fructe. Da, un fruct, două, nu mănânc fel, mult. Da. După aceea, la amiază, mănânc o mâncare gătită, pentru că normal ar fi să mănânc foarte puțin gătit, pentru că devine o hrană acidă, dacă o fierbi. Iar și seara, salate de obicei. Salate și câte puțin brânză sau ceva cu care, sau un cartof sau ceva fiert, sau cartof copt. Sau o salată în care pun și fasole și frunze, tot felul. Dar alimentele gătite la abur sunt cele mai... Cele ce care spune și Paul Bregg referitor la masa de dimineață. Da. Mulți oameni spun că este masa cea mai importantă din zi. Nu este adevărat. Pentru că organismul nostru este odihnit după un somn
odihnitor, dacă ar trebui să oricum dormim 7-8 ore. Trebuie să fie ore. Foarte nutritivă, da. Poate nu atât de, din punct de vedere cantitativ, să fie cea mai reprezentativă, dar cea mai nutritivă probabil că da, dar el o considera o masă bogată ca un consumator de energie. Noi suntem deja încărcați de la somnul care ne-a încărcat cu energie. Suntem încărcați. Deci, și atunci noi consumăm energie prin masa asta. Deci masa între 13 și 14, nu? Este, ar spunea, trebui să fie cea mai importantă. Da, el spunea că mănâncă la 11 un fruct, până atunci nu mânca nimica, da. Iar după aceea mânca la 12 jumate, cum așa mânca masa de prânz și seara la 18. În final, ce să le urăm telespectatorilor noștri? Succes în toate metodele de purificare pe care o să le da, și să încerce, facem. Să încerce, da, dacă vor într-adevăr să-și capte sănătatea, dacă au probleme de sănătate, este foarte bun. Cea mai sigur, eu garantez pentru sănătatea obținută în urma unui post de asta așa post mai lung. Negru, dar da. Trebuie luat treptat, nu trebuie de forțat. Da, sigur. Care nu este obișnuit, nu poate să țină. Da, mulțumesc pentru că m-ai ajutat mulțumesc. În emisiune. Mulțumesc, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Vă așteptăm la alte emisiuni interesante. Până atunci vă urez toate bune. Până de sărbători ne mai întâlnim, o să avem timp să mai vorbim. Mulțumesc și la revedere! La revedere!